și tot despre mișcare, pentru că știți că eu sunt fan al mișcării și da, fac de fiecare văzut, dată când am primul. Ocazia. Ești primul, cum să nu? Te-am văzut. Alex Florescu, antrenorul vedetelor, este cu noi în această dimineață la Coffee Break. Poate mă convinge el să devin mai fan al sportului. Bună dimineața, Alex! Opa. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce faceți? Pregătiți să mâncăm un mic dejun sănătos? Oh, da, păi da, ai zis suntem sănătate. Pregătiți. Eu îmi doresc... Am văzut... Zi, te ascultăm. Am văzut că ați făcut foarte multă mișcare în această dimineață și am spus să... Să dublez. Dacă ați consumat foarte multe calorii. Am înțeles. Deci trebuie să dublăm mișcarea. Alex, am o întrebare de început, așa, scurtă, dar directă. Se poate să mâncăm sănătos și gustos? Bine, bineînțeles, și mai ales să fie ceva dulce, pentru că marea majoritate ceva la bucătărie sweet, nu prea e semnal, să știi, Alex. Nu prea am semnal? Da. Nu prea. Ia să vedem, poate o reclam noi până la urmă. Da. Deschide geamul, poate vine semnalul. Ia să vedem. Am prins semnal mai mult? Să zicem. Să zicem, nu chiar. Te vedem un pic așa cum aici, poate că prin semnal. Parcă mai bine, să știi acum. Da. Ok. Ești în bucătărie, ești într-un mediu safe acolo, într-un mediu plin de siguranță, nu? Okay. Sănătos. Da. Și ne gătești un mic dejun? Ne faci un mic dejun? Am spus să pregătesc un mic dejun sănătos și sweet în același timp, adică dulce pentru cei care își doresc dimineața să mănânce și ceva dulce, nu numai o omletă sau ton dimineața sau un somon fumé și așa mai departe. Să fac o rețetă de pancakes sănătoase pentru cei care vor să și slăbească și să aibă, bineînțeles, un corp de invidiat. Stai puțin să vedem dacă te-a auzit Angie. Angie, ai auzit ce face, da? Da. Alex. Pancakes. Ești de acord, Alex. Nu că ești de acord, dar poate mâine, poimâine... Eu pot să vă fac o grămadă de micuri dejun, așa cum zicea Alex, numai că după ce mă întrebă fereșteanul cât timp de preparare, 20 de restul, stai, așa că... De asta îmi găsesc ceva mai complicat. Și cum faci tu, Alex, clătitele, pancakes-urile? Nu durează foarte mult, maxim 3-4 minuțele și ai făcut micul dejun, dacă vreți vă și arăt în această dimineață, pentru că am pregătit... Te rugăm, pentru că mâine le fac eu. Yes! Ok, o să încep prima dată cu... Eu am un produs cu proteine, cu făină. Adăugăm o cupă de... Făină. Acest praf de proteină. Aha. Da? Avem aici un albuș de ou, care punem... Ah, fără gălbenuș. Clar, gălbenușul e colesterol, albușul e doar proteină. Aceste proteine, da? Da, ok, bine. Punem puțin praf de top, se umple. Ah, ca să se facă pufoasă așa? Asta n-ar trebui să pui, Alex. De ce? Pentru că nu e natural, ar trebui să pui mai degrabă bicarbonat sau fără. Aha. Dacă tot e pe sănătos. Nu am avut bicarbonat. Am avut doar praf de top. Noi te iertăm, Alex. Ne plac pancakes-urile și cu praf de copt. Apă. 150 de ml de apă peste. Da? Da. E simplu. Da. Da, e foarte simplu. Foarte simplu și bun. Tu mănânci asta în fiecare dimineață, Alex? Aproape fiecare dimineață, pentru că am nevoie să mănânc un mic dejun sănătos și să fiu mai diversificat. Și ți-o umpli cu ce vrei tu, așa-i? Poftim? O umpli cu ce vrei tu. În general, pun cu nutella proteică sau putem folosi pur și simplu o banană tăiată feliuțe și pusă pe deasupra și o putem gusta. Credeam că dai și tu dezlegare la ciocolată. Am dat drumul la foc, okay. Da? Să se încingă puțin tigaia. În timpul acesta amestecăm compoziția, da? Ok. Hai că nu pare greu. V-am spus 4 minute deja, au trecut
două minuțele. Dar cum te descurci tu singur, măi, Alex? N-ai niciun ajutor? Nu am niciun ajutor. În general mă descurc singur în, și în viața de zi cu zi. Așa e viața. Cu atâtea vedete pe care le-ai antrenat și pe care le-ai făcut bine, n-a venit niciuna dimineața să-ți facă micul dejun? Eu l-am invitat, dar nu am găsit adresa. Am înțeles. Apropo... Dar data viitoare o să invit una dintre vedete pe care le-am antrenat și cu siguranță vom găti împreună. Am venit noi, dar nu ne-ai antrenat, na. Și nici nu ne-ai invitat. Și nu... Bine, nici nu suntem vedete, hai să recunoaștem. Alex... Acum vedem câteva imagini cu tine pe ecran, cu tine care faci sport. Văd că îți dedici foarte mult timp sportului. În pădure văd că îți place să alergi. Din poze înțeleg treaba asta. Da, tocmai am făcut un program online, Jog and Run se numește. Pentru cei care stau acasă și plec la cumpărături și în același timp vor să ardă și niște calorii. Ok, deci eu dacă vreau dimineața să ies la o plimbare, mă rog, n-am cum dimineața că sunt aici, după masa, să zicem că ies la o plimbare în parc, pot să fac și exerciții? Da. Alex? Da, dacă să ieși în parc sau mergi să cumpăra ceva la magazin, avem un program online, Jog and Run, îți pui audio se numește, îți pui căștile în urechi și de 20 de minute cât mergi tu până la unul din hipermarketuri, da, să faci cumpărăturile, tu deja arzi undeva la 400 de calorii. Trebuie să am o viteză anume? Nu. Îți va spune exact în timp ce tu alergi, în timp ce tu vei merge, îți va spune exact... exact ce intensitate trebuie să ai și, bineînțeles, să vei arde aceste calorii. Alex, noi am auzit un lucru, nu știu dacă poți să ne-l confirmi sau nu. Tu ești văr cu Pepe? Da. Și vă întâlniți des? El este în primul rând nașul copiilor mei și, bineînțeles, suntem și rude. Păi și nu te ajută văruțul la clătite, mă? Nu mă ajută, probabil că se odihnește în acest moment. Zi-mi și mie, ce vedete ai antrenat tu, Alex, de-a lungul timpului? Multe dintre ele, mai ales și fotbaliști, care, bineînțeles, au fost sportivi de performanță și activează și în momentul de față, de la FCSB, de la Dinamo, am pregătit mulți... Mi s-au arăt clătitele, s-au de vorbă cu mi s-au arăt clătitele. Da, îți face două lucruri odată. Da. Alții nu prea pot să fac asta. Copii? Nu mă zicem. Dacă pot face două lucruri odată. Da, nu fac mai multe lucruri odată, trebuie să schimb și cravița, că nu știu ce are în această dimineață. Nu știu, n-a ținut cu mine. S-a blocat puțin imaginea în acest moment. Am auzit niște bubuituri în bucătăria lui Alex în momentul ăsta. Tensiunea crește, am putea să vă spunem. Ei, Alex! Să foarte bine. Numai că tigaia nu m-a ajutat în această dimineață. E foarte bine bucătăria, doar nu mai e bine. Tigaia a fost de vină, bucătăria nu a fost acolo. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Uite că o șterge. Șterge tigaia în acest moment. Da, nu, am pus puțin ulei pe un șervețel să ungem puțin tigaia, ca să nu se mai lipească clătitele, pentru că este foarte important să avem și o tigaie bună. Deci, Alex, ca să recapitulăm, programul pe care ni l-ai recomandat atunci când mergem în drum, când suntem în drum spre hipermarket, este un program audio, da. Te auzim pe tine în căști. Da, este un program audio, timp de 20 de minute, îți spun în căști când să te oprești, când să mergi mai tare, când să mergi mai moderat, când pur și simplu să respiri. Și ne vorbești frumos, Alex? Ai o voce dulce, așa? Ca GPS-ul? O voce superbă, caldă, în așa fel încât să vă motivez să mergeți mai departe. Ia! Gândește-te că ești în căștile mele acum, Alex. Eu sunt Liza. Și ia uite-mă cum am plecat la hipermarket să-mi iau și o ouă și ulei și ce mai trebuie pentru pancakes.
Și mă duc până la Angie. Și vorbește-mi frumos. Am pornit, am ieșit din scara blocului. Și eu vă spun. Ia zi. Acum este momentul să facem pasul puțin mai mare. Hai, continuă. Da, așa. Nu te opri. Nu mă opresc. Mai 20 de secunde până la următorul exercițiu. Următorul exercițiu vei face pasul mai mare decât l-ai făcut până acum. Păi ajung mai repede. Nu ai zis mai repede pentru că hipermarketul este foarte departe și te-ai luat pe jos. Ok, am înțeles pasul mare, mă iert. Eu îi dădeam cu viteză. Da. Un fel de fandare. Ne oprim pe loc și ridicăm genunchii către piept timp de 30 de secunde, continuă, te miști foarte bine. Am fustă, să știi. Ce frumos o să te privească de cine. Îți arăt dar tu nu mă vezi. Da, corect, nu te văd. Așa, pentru că în fața camerelor nu se poate, am fustă, na. Așa, și după genunchi? După genunchi continuăm mersul mai alert. Mai alert, mai rapid, adică, da? Mai rapid, da. Un joc de glezne, așa? Nu, un joc de glezne, mersul mai rapid, adică pasul depărtat, pas lung. Am ajuns, să zic eu că am ajuns la hipermarket. Am ajuns. Probabil că ai luat tramvaiul sau ai luat... Exact. Încă o chestie, Alex, spune-ne cu ce mănânci pancakes-uri. Și prima glăcită proteică, da? Foarte bine. Foarte bine. Am schimbat tigaia. Haide, dă-ne un sirop ceva peste pancakes-ul ăla. Nu poți să ne lași așa să o mâncăm. Imediat mai fac una simt tigara. Zine cu ce mâncăm pancakes-urile. Putem să le mâncăm cu sirop de agave. Sau putem mânca cu Nutella proteică. Da, nu te îngrași, nu conține zahăr adăugat. Asta și, e de noi, ciocolată proteică. Ciocolată păi proteică, ați spus și eu aș dori din aceasta. Gata. O porție și la noi. Da, vreți albă sau neagră? Depinde ce... Alex Florescu, în această dimineață cu noi, îți mulțumim tare mult că ți-ai început dimineața așa și îți mulțumim și pentru rețeta asta de pancakes proteică. Te așteptăm cu drag de fiecare dată aici cu capul în zori. Să ai poftă bună la aceste pancakes-uri. Ne-ai făcut doar poftă. Și o să te ascultăm, să știi, în drum spre hipermarket și de ce nu în orice drum. Că na, de ce nu? Bineînțeles, pentru că dacă...